Să fiți bine, Doamne ajută! Suntem în solar, deja bubuie, vine ploaia, s-a întunecat, este și seara, dar s-a făcut o pătură de nori. Dar am zis să fac printre picături repede o înregistrare cu roșiile din solar. Am văzut că mulți întreabă cum mai merg roșiile. Merg bine, ca la munte, a fost o primăvară răcoroasă cu nopți foarte, foarte reci. Din răsaduri chiar am pierdut câteva sute de fire repicate, nu știu ce s-a întâmplat cu ele, a fost și rece la sol, n-am avut căldură. E un solar care nu are încălzire, dar sunt foarte bucuros de ele. Anul ăsta am plantat mai multe soiuri, fac experiențe cu câteva soiuri care mi-au fost recomandate ca fiind foarte, foarte bune. Aici văd că deja încep să producă flori, unele chiar înfloresc. Avem copacul de tomate, o roșie italiană care se duce foarte câțiva metri în sus dacă are condiții bune și timp suficient, căldură. Deja are, văd aici, o inflorescență destul de bogată. Lacrima fecioarei care o plantăm pentru că ni se pare grozavă. Aici avem inimă de albenga, o roșie iarăși delicioasă. Văd că are o inflorescență, flori destul de multe. Și acolo avem Pearson. Tot ceva, o tipară, foarte cărnoasă și gustoasă. Restul sunt o grămadă de alte soiuri. Am încercat și câteva soiuri Sherry noi, Sherry Black Sherry, Cilegia, iarăși un Sherry cu roșioare un pic mai mari. Matina, o roșie foarte, foarte timpurie. Sunt curios să văd care va fi rezultatul. Niște roșii tip gogoșar, dacă ceva merge foarte bine, vă promit că am să vă recomand. Până atunci mă rog la Dumnezeu să le crească, să le țină sănătoase și în același timp să producă minunea rodirii. Când vor fi mai mari, când vor începe să producă rod, voi reveni cu ajutorul lui Dumnezeu. Ne bucurăm de roșii foarte, foarte mult și le folosim din belșug. Sperăm să avem o recoltă bună, în același timp vă dorim succes pentru în tot ceea ce faceți în grădinărit. Doamne ajută!